Materialele de protecție sunt întotdeauna binevenite într-un spital de urgență, așa cum este Spitalul Universitar de Urgență București. Așa că nu putem decât să vă mulțumim pentru sprijinul oferit. Vreau să mulțumesc UNICEF pentru ajutorul pe care ne-a dat în această perioadă. Tot personalul din Institutul Matei Baș are nevoie de aceste echipamente de protecție. Sunt materiale pe care le utilizăm zilnic. Ne ajută să depășim această etapă destul de serioasă a pandemiei. Materialele de protecție individuală în această perioadă sunt de maximă importanță și asigură integritatea și desfășurarea activității medicale, terapeutice și de îngrijire a pacientului COVID în maximă siguranță. We've just delivered some protective equipment here in this integrated community center in Covasca, and it's one more contribution of UNICEF in Romania to ensure that the frontline workers that deliver critical services to children and families can do that safely. Foarte frumos gestul dumneavoastră pentru că ați venit în scopul protejării copiilor și a noastră, a celor din comunitatea din Covasca, lucru pentru care vă mulțumim. UNICEF-ul de-a lungul timpului a fost un partener de nădejde, iar astăzi ajutorul pe care îl primim nu face decât să susțină activitatea pe care noi am inițiat-o și să completeze intervențiile anterioare. Țin decât să le mulțumesc dânșilor pentru această grijă și pentru faptul că pacienții vor putea utiliza serviciile medicale în condiții optime de securitate și siguranță. Suntem astăzi în Colonești, județul Bacău, unde am oferit echipamente de protecție personală profesioniștilor din zonă pentru ajutorul copiilor.